Iulian Niancu, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, a stat de vorbă cu pensionarii olteni care au semnalat problemele pe care le au cu furnizorii de energie electrică și gaze. Aceștia sunt nemulțumiți de facturare, de prețul certificatelor verzi, dar și de lipsa comunicării cu reprezentanții companiei. Avem două puncte, CEZ-ul și gaze. Legat de CEZ vreau să vă spun. Bine, începuse în sus, acțiunea noastră este veche, aș putea să-i spun antică și de demult, în urmă cu 4-5 ani de zile, am strâns din județul ori 32.000 de semnături. Iulian Iancu a prezentat modificările aduse legii în conformitate cu normativele europene. N-au voie să încaseze la masă. Nu au voie să ia niciun leu la masă. Doi. Dacă regularizează la sfârșit de an și rămâne o sumă de în plus încasată de la consumator, trebuie să o ia înapoi. N-are voie să o țină în vederea compensării. Este obligat ca la mai puțin de 50 de kilometri să înființeze puncte de soluționare a plângerilor, contestațiilor, reclamațiilor cetățenilor. În cadrul sau nu soluționează în termen, are penalitate între 5 și 10% din cifra de afaceri. Din cifra de afaceri. Dacă repetă, îi se dă direct 10%. Și dacă ea repetă, îi se dă, practic, a treia oară, îi s-a închis, îi se ia licența, practic nu mai poate să facă afacerea în România. Cu alte cuvinte, o penalitate de 10% din cifra de afaceri, dacă îi se repetă CEZ-ului de două ori, CEZ-ul poate să închidă afacerea în România. Până la această lege, ei nu aveau aceste penalități atât de mari. Deci nu aveau nici obligația să soluționeze în termen toate aceste plângeri. Agenția Națională de Reglementare va impune furnizorilor proceduri de soluționare a sesizărilor cetățenilor și va face controle. În plus, furnizorii nu mai au voie să crească prețurile. În lege, cea mai importantă modificare este legată de faptul că am anulat calendarul de creștere a prețurilor. Pentru că în 2011, neavând experți la masă cu Comisia și Fondul Monetar, au angajat un termen atât de scurt încât ar fi imposibil pentru orice consumator, fie el industrial sau casnic, să respecte acele majorări. Furnizorii de servicii vor fi obligați să respecte deciziile autorităților locale și se va evita astfel distrugerea străzilor sau refuzul de a branșa anumite zone. Distribuția de energie din România este declarată serviciu public de interes național, respectiv de interes general. Se află în monitorizarea unei autorități române. Nu mai poți să fii indiferent când o autoritate locală, ca urmare a faptului că vrei serviciu public, nu vrei să reacționezi la, să zicem, alimentarea unui obiectiv economic de la marginea acestei localități. Toate aceste modificări ale legii au apărut în urma miilor de sesizări din partea cetățenilor care au ajuns la Autoritatea de Reglementare a Energiei, dar și la comisiile parlamentare. Legea se află acum la promulgare la președintele Traian Băsescu.